Consiliul Județean s-a întrunit astăzi în ședință festivă în cadrul zilelor Maramureșului. Alături de consilierii județeni maramureșeni a fost și vicepremierul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării și secretarul de stat Adrian Gâdea, din cadrul aceleiași minister. Au onorat zilele Maramureșului prin semnarea a două contracte importante pentru județ. Este vorba despre contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, reabilitarea drumurilor județene 186 pe Valea Izei și reabilitarea drumului județean 187 pe Valea Ruscovei. Sunt deziderate vechi ale Maramureșului de a avea finanțări suficiente, astfel încât drumurile județene în Maramureș să ajungă la standardul pe care ni-l dorim cu toții. Am discutat foarte mult despre aceste lucruri în cadrul ședințelor de Consiliul Județean. Le mulțumesc tuturor consilierilor județeni pentru sprijin, pentru votul dat, pentru proiectele acestea de dezvoltare ale județului Maramureș. Am spus cu toții, dezvoltarea infrastructurii rutiere, primul rând, în Maramureș, reprezintă o prioritate a noastră, a tuturor, a reprezentanților tuturor grupurilor, partidelor politice, și lucrul ăsta este extrem de important, că măcar poate pe acest subiect există o unitate în opinii, și vă mulțumesc încă o dată. În primul rând, drumul județean 186 pe Valea Izei, o finanțare de 116 milioane de lei, și drumul județean 187 pe Valea Ruscovei cu o finanțare de aproape 60 de milioane de lei. Sunt bani extrem importanți pentru județul Maramureș. Documentațiile sunt pregătite deja pentru ca această lună să fie urcate pe SEAP. Domnul ministru o să aibă pentru noi probabil și foarte multe noutăți în ceea ce privește modificările aduse de Guvernul României la legea achizițiilor publice, astfel încât toate termenele despre care vorbim noi în administrația locală, când târzie foarte mult, licitațiile vor fi foarte mult reduse. Asta înseamnă că în acest an putem pe toate aceste contracte să finalizăm licitațiile. În 2019, la începutul lui, să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Sperăm în urma licitațiilor să putem să selectăm constructori serioși, oameni care pot să susțină aceste lucrări, iar apoi în anul 2020, târziu unele tronsoane în anul 2021, aceste lucrări să fie și finalizate. Vicepremierul Paul Stănescu a apreciat Maramureșul din perspectivă turistică și culturală și a vorbit totodată despre PNDL, un program despre care Stănescu susține că funcționează foarte bine. Încă mă bucur că am revenit în acest moment, sunt zilele Maramureșului. Din punctul meu de vedere, un ținut cu identitatea aparte, cu oameni minunați atât cât am cunoscut eu, cu peisaje extraordinare și cu obiceiuri străvechi extraordinare. Vreau să-i mulțumesc, domnul președinte, pentru invitație, în primul rând, și vreau să-l felicit și să felicit toată lumea de aici, domnul vicepreședinți, dumneavoastră, domnule consilieri, echipa tehnică de la Consiliul Județean, pentru că, într-adevăr, să depui proiecte, să accesezi proiecte, e un lucru foarte important și înseamnă o muncă enormă spate. Noi așteptăm și alte proiecte să veniți spre ele. Sigur, ministerul pe care eu îl coordonez este un minister care gestionează atât fonduri europene cât și fonduri publice. Dacă vorbim de fondurile publice, acest program de care domnul președinte Zetea vorbea mai înainte, care a intrat în rutină, toată lumea îi spune PNDL, nu îi spune Programul Național de Dezvoltare Locală, deja a intrat în rutină și toată lumea știe acest lucru, cred că de la mic la mare. E un program care funcționează foarte bine. E vorba de o sumă alocată de la bugetul de stat, sigur, sunt credite de angajament, este vorba de aproape 10 miliarde de euro. În prima parte a fost alocat 16 miliarde de lei, partea a doua, PNDL-ului, însemnând 30 de miliarde de lei. Eu spun că e o sumă foarte importantă pentru dezvoltarea tuturor localităților în această țară. Județul dumneavoastră e un județ care i-a fost repartizat o sumă foarte importantă. Partea a doua, cel puțin, sunt 715 milioane de lei. Ce trebuie să știe toată lumea, și mai sunt cărcutași care mai spun lucruri, banii nu au fost alocați politic de niciun guvern, au fost criterii clare, și vreau să spun aceste criterii, să știe
toată lumea. Nu la Maramureș s-a dat o anumită sumă de bani și eu știu în alt județ o altă sumă de bani. Criteriile au fost capacitatea financiară a fiecărui județ, numărul de OAT-uri, populația și suprafața județului. Așa că, din punctul nostru de vedere, eu cred că banii au fost alocați pe criterii normale și așa cum ar trebui. Începând cu 2017, a început cea de-a doua etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, 2017-2020. Cadrul acestei etape, așa cum spunea și domnul vicepremier, județul dumneavoastră a beneficiat de o locare importantă, 715 milioane, pentru un număr de 159 de obiective de investiții. Vreau să vă spun că din cele 159 de obiective de investiții s-au semnat în acest moment 135 de contracte. Alte 8 contracte în acest moment sunt pe circuitul de avizare în cadrul Ministerului și mai sunt 16 documentații pentru care așteptăm răspunsurile la observațiile referitoare la documentațiile care au fost transmise pentru încheierea celor 16 contracte. Vreau să vă asigur că în momentul în care vom primi răspunsul la aceste observații, vor fi semnate și cele 16 contracte. Vorbim în total de 288 de obiective de investiții, PNDL 1 plus PNDL 2 în județul Maramureș, investiții care, odată implementate, odată realizate, nu fac altceva decât să creeze condiții mai bune de viață pentru locuitorii, pentru cetățenii comunităților din județul Maramureș, pentru că vorbim de investiții precum alimentări cu apă, sisteme de canalizare, școli, grădinițe, drumuri, investiții care nu fac altceva decât să creeze ceea ce cu toții numim civilizație. După ședința festivă, în holul Palatului Administrativ a avut loc semnarea contractelor de finanțare pentru reabilitarea celor două drumuri județene în prezența primarilor din cele două zone. Ca un bun român, ca un bun român, el e bun român. Bun de Maramureș. Toți suntem buni. De bun român, ca și tine, nu-i niciun. Fiecare zi, Dumnezeu, de să ne gândim ce vrem face. Ai bun. Uite, m-am greșit de aici, eu un pix cu drumul și cu USR-ul. Da. La de la USR-ul? Vezi că ești păzitor și drumul și cu drumul și ne va face lucrarea și avem voie. Nu știu, un pix cu să-ți. Da. Măcar o dată pe lună să vedem la noi. Ca să ne ocupăm și pe ce se va pregăti să le aduce și mai mare voie. Sau ceva, măcar niște promisiuni. Asta e scurt și pentru ei investiții. Pe larg despre semnarea celor două contracte de finanțare puteți urmări astăzi la TV Sighet de la ora 19:30 în partea a doua a emisiunii Actualitatea Maramedia.